Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Minecraft. E bine, dragi prieteni, astăzi ne vom construi o casă și vom adura niște dovleci. Vreau dovleci ăștia. Îi vreau pe toți. Nu de alta, dar sunt buni la casa omului. Și cred că am văzut niște oițe. Perfect. Întâmplător sau nu, chiar am o farfecă. Hai să tundem oițele astea. Pardon. Așa, scuze, n-am vrut să dau cu click stânga. Așa. Nice. Bun. Îmi pare că o să ne putem crea și un pat, ceea ce o să fie foarte tare. Și îmi place biomul ăsta, arată super interesant și culorile sunt așa mai pale. Și câțiva pași mai încoace, ia uitați ce avem noi, verdeață și verdeață. Și acolo, dacă vă uitați sus, avem și zăpadă. Și undeva mai acolo avem un munte de piatră, nu știu dacă îl vedeți, nu cred că se vede atât de bine. Și tot încoace mai avem o crevasă și o droaie de nebuneli, deci este super tare. Și acestea fiind spuse, hai să construim. Ce o să fac eu deocamdată va fi să trasez așa o, nu știu, o mică schiță a casei. N-am nici cea mai vagă idee cam cum va arăta în momentul ăsta. Chiar nu prea știu, dar aș vrea să aibă niște scări pe aici. Și gen, să aibă o prispă. Chiar ar fi fain să aibă o prispă. Cam atâta mare sau poate puțin mai mare, puțin mai mare. Bun. Deci aici va fi prispa. Care sper eu să arate interesant. Sper. Acum nu știu dacă chiar o să arate interesant. Deci mai bine o făceam cu piatră, dar nu m-am gândit la treaba asta. Aici o să înceapă efectiv casa. Și o să fie destul de interesantă. Și în continuarea zonei unde vor fi scările, o să fie și intrarea în casă, care o să fie destul de faină, zic eu. Acum rămâne de văzut ce și cum. Și să vedem în continuare. Cred că o să mai am nevoie de lemn. Cred că o să mai am nevoie de ceva lemn. Dar o să căutăm noi și ne vom descurca. De fapt, știți ce? Ia să merg eu încoace. Pentru că știu sigur că mai am lemn. Să fie un drum destul de lung. Fie nu exagerat de lung. Dar pe aici, undeva, e acea crevasă de care vă spuneam. Pe care o știți și voi, de altfel. Și e chestul meu, undeva pe acolo. Perfect. N-am murit. Am căzut în apă. Sunt în siguranță. Și să vedem. Aici, ia uitați, 64 de lemn. Nu prea avem piatră, culmea. Dar nu este panică. Pentru că ne vom descurca. Acum, tocmai bine că am venit aici, pentru că am nevoie de piatră. Și încă destul de multă piatră. Deci o să facem aici ceva săpături. Sper să nu dureze foarte mult toată treaba asta. Eu designul, sincer, nu mi l-am făcut în cap. Deci o să improvizăm. Tot ce vedeți acum este pură improvizație. Dar știu cam cum aș vrea să arate. M-am uitat pe net, m-am gândit și eu și teoretic n-ar trebui să fie foarte greu să fac casa asta. Dar nu se știe niciodată. Sper totuși să ne descurcăm. Ok, mai adunăm aici ceva piatră. Aș fi vrut să cadă mai multe blocuri de piatră, dar din păcate lucrurile nu funcționează chiar așa. Și nu știu, cred eu că ar fi cam suficientă. Mai spar câteva blocuri și gata. Nu de alta, dar mă umplu de piatră și nu știu dacă o să o folosesc chiar pe toată. În cazul în care mai am nevoie, vin și mai sparg, dar până atunci,
cred că am suficientă. Și chiar am suficientă. Bun. Am toate nebunile astea. Și mi-a spus unul dintre voi în comentarii că ar trebui să pun niște torțe lângă grâu. Deci, ce o să fac eu acum? O să-mi caut grâu. Și o să pun aici niște torțe. Perfect. Bun, și să ne întoarcem la treaba noastră. O să construiesc căsuța aia. Și chiar am găsit un loc fain, pentru că este drept. Deci nu s-am casa în pantă sau ceva de genul ăsta. Și e relativ aproape de crevasă, dar totuși suficient de departe cât să nu se spawneze mobi în crevasă și după aia să-mi strice mie distracția. Bun. Oh shit, se cam întunecă. Not cool. Absolut deloc not cool. Dar eu o să fac treaba următoare. Să mă gândesc cât de mare vreau să fie casa. Deci o să aibă 3 cu 2 cu alte 3. Bun, aici o să avem 3 cu 2 cu alte 3. În fine, evident că am stricat eu pe aici ceva. Imediat. Cu alte 3, da? Bun. Acum o să fac treaba asta. Și o să facem nebunia asta până pe aici, pe undeva. Shit, și se cam întunecă. Ceea ce nu-i mișto. Nu-i mișto absolut deloc. Dar aici avem 3 cu 2 cu alte 3, da? Și teoretic ar trebui să mai punem până pe aici, așa, lemn ăsta. Și să înălțăm puțin. Pentru siguranță. Și teoretic am putea să ne petrecem noaptea aici. Teoretic. Practic, nu știu dacă e o idee atât de bună. Dar în teorie rău n-ar putea să fie. Ok. Și am pietruit pe aici puțin. Și mai avem de pietruit. Și toată podeaua să o facem din piatră. Ceea ce nu o să fie foarte greu. Singura chestie care mă cam neliniștește pe mine sunt mobii care probabil o să înceapă să se spawneze. Și asta mă gândesc eu că destul de curând. Deci ideal ar fi să nu mai petrecem foarte mult timp pe aici. Chiar nu mă încântă ideea asta foarte tare. Dar în același timp vreau să termin designul și să iasă cât mai bine cu putință. În fine, măcar baza, dacă nu... Oh, fuck, creeper, oh, shit. Nu, 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 nu. Nu exploda. Sper să nu explodeze. Și pe acolo știți ce nașpa? Care cum să intre? Oh, fuck. Not cool. Oh, nu-i bine. Prea mulți mobi de ăștia destul de răi. Cu Enderman, cu dalea asta, e nașpa. Oh, vai doamne, e super nașpa dacă e cu Enderman deja. Ce să mă fac eu? Măcar am înălțat pe aici. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Bagă-ți ginuțule tot aici în cufăr. Absolut tot. Și nu te uita la Enderman. Nu aveam un pumpkin. Ba da. O să fac următoarea chestie. Mi l-am pus pe cap, gata. Sunt în siguranță, niciun Enderman nu mă poate ataca acum. În schimb, cred că mă pot ataca pe Angel, fac. M-aș zice. Și nu fă nimic cu căcatul ăsta pe cap.
Stai cu minte. N-auzi? Stai cu minte. Aha, cu mâinile goale l-am bătut. Dar totuși, unde mi-e sabia? Măcar sabia am dacă nu văd nimic. Și nu știu încotro să mă duc. O fac it. Zombie. Cred că l-o mor și pe ăsta. Și ar fi fost fain să am o torță ceva, dar din păcate n-am cum să am torțe pe aici. Ok. Cred că cel mai bine ar fi să mă întorc la mine la peșteră. Deci fix asta o să fac. Fug pe aici. Și sper să ajung relativ repejor la mine la peșteră. Oh, fuck. Ăla a fost un creeper. Oh, fuck. Ăsta a fost alt creeper. Și unde-i peștera mea? Văd o lumină. Și în fine nu e peștera, e crevasă, dar ați înțeles voi? Eu aici mă retrag. Pentru că e lumină și sunt în siguranță. Mai mult sau mai puțin. Deci, dragi prieteni, noi ne vom opri aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Și chiar dacă nu vedeți nimic în acest moment, sper că ne vom revedea cât de curând cu un nou episod. O zi mai bună vă doresc, la revedere!